În sala de festivități Episcopelie Miron Cristea a Episcopiei Caransebeșului a avut loc festivalul de poezie în Grai Bănățean intitulat Credință și Lumină, ajuns la ediția a patra. La eveniment a participat și Preasfințitul Părinte Episcop Lucian. Suntem încântați că foarte mulți poeți și scriitori în Grai Bănățean din județul nostru, Caraș-Severin, dar și din județul Timiș, din județul Arad și din Banatul Sârbesc, au venit pentru a participa la ediția a patra a acestui festival găzduit de episcopia noastră și care face parte din șirul manifestărilor spiritual, culturale și artistice puse sub genericul Zilele Credinței și Culturii în Caraș-Severin. Acest festival de poezie în Grai Bănățean încheie săptămâna Credinței și Culturii în Caraș-Severin, Zilele Credinței și Culturii în Caraș-Severin și totodată deschide săptămâna cu totul specială pentru întreaga Patriarhie Română și sigur și pentru Episcopia noastră, săptămână închinată Sfinților Împărați Constantin și Elena. Festivalul este organizat de Episcopia Caransebeșului în parteneriat cu Asociația Scriitorilor în Grai Bănățean și Parohia Ohaba Mâtnic, cu ocazia Zilelor Credinței și Culturii în Caraș-Severin. De aceea a urmărit acest festival a fost promovarea și conservarea Graiului Bănățean, pentru faptul că, ne dăm seama cu toții, Graiul Bănățean este una din firele de identitate ale Bănățeanului, adăugându-se la portul popular, la dansurile populare, la tradițiile și obiceiurile pe care le are Bănățeanul. Bănățeanul fiind falos întotdeauna, nu se lasă niciodată mai prejos decât alții și în toate și întâlnirile pe care le are, vrea să fie întotdeauna fruncea. O mare bucurie adeverirea unui fapt fără echivalent în sfera întregii culturi naționale românești, anume că în privința literaturii aici, în Banat, și nu de acum, ci de peste 120 de ani, atestat editorial, atestat tipografic, există ceea ce se numește și trăiește acum literatura dialectală bănățeană. Este în mod deosebit cunoscută și gustată și trăită și răspândită poezia în grai, așa îi spun oamenii în mod obișnuit, în poezia în grai, adică poezia dialectală bănățeană. În cadrul festivalului a fost prezentată revista Asociației Scriitorilor în Grai Bănățean, Tăt Banatu-i Fruncea, care a ajuns la numărul 115. Au fost interpretate poezii religioase și laice. În aplauzele celor prezenți, binecunoscutul profesor Vasile Gondoci a interpretat mai multe piese folk. Festivalul Graiului Bănățean aduce nu numai bucurie și lumină creatorilor, recitatorilor tineri și maturi, ci și iubitorilor de Grai Bănățean. Totodată, pentru noi, cei care facem parte din Asociația Scriitorilor în Grai Bănățean, această ediție, cea de-a patra, a adus și un nou număr din Tăt Banatu-i Fruncea, revistă trimestrială a Asociației Scriitorilor în Grai Bănățean, revistă care a ajuns la numărul 115, cuprinde ca niciodată un număr îmbogățit de pagini, 120, peste 220 de semnături din 14 județe ale țării, ca dovadă că nu numai bănățenii își respectă graiul, ci și celelalte județe și, bineînțeles, toți vorbitorii de limbă română, întrucât graiul bănățean îmbogățește idiomul nostru național. Evenimentul s-a bucurat de prezența a numeroși copii și tineri alături de părinții lor, preoți, profesori de literatură, membrii Asociației Scriitorilor în Grai Bănățean, elevi și studenți teologi iubitori de folclor. Preasfințitul Părinte Episcop Lucian le-a înmânat la final tuturor participanților diplome și premii.